Asta este una dintre realizările pe care noi, sau eu, mai bine spus, în mandatul meu împreună cu colegii mei din primărie, am reușit să o facem. Dacă acum 8 ani eram vedete pe televiziune naționale cu o școală care avea toaleta în fundul curții, nu avea condiții minime de igienă și educație, astăzi avem o școală modernizată, o școală care arată altfel și unde condițiile sunt altele. Așa cum spune Spiru Haret, cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara. Invit pe toți cei care nu știu și nu cunosc sau nu au avut informația necesară să vadă școlile din Bujoreni. Suntem un exemplu de bune practici și numai pentru școli avem 5 proiecte europene de dotări plus celelalte proiecte în construcție și modernizare, finanțări europene și naționale. Așa că prioritatea numărul 1 în Comuna Bujoreni, așa cum am gândit-o, educație și sănătate, pentru că vom merge mai departe la dispensarul comunal de la Bogdănești, unde vă arătăm ce condiții, cum au fost și cum sunt în acest moment. Deci, Comuna Bujoreni merge mai departe așa cum trebuie să meargă. Doamne ajută-mă!